Muncă multă, dar și satisfacții pentru Raluca Straia, actrița originară din Reghin, care colaborează cu mai multe instituții de teatru din București. Tânăra a aflat că scurtmetrajul 35 Minutes After, în care joacă și ea, a câștigat locul întâi la iPhone Film Festival. Catherine! Ce faci, fată? Bine! Paul n-a ajuns? Paul nu vine. V-ați certat sau ce? Nu, dar ce să caute el la atelierul de poezie? N-am citit o poezie în viața lui. Păi și ce noi am citit? Eu cred că o să-i dau papucii. Producția regizată de Cristi Toporan prezintă ce se întâmplă în primele 35 de minute după o despărțire, iar intriga este bazată pe pierderea telefonului mobil care trece prin mai multe mâini. E practic aventura unui telefon mobil pierdut după ce doi tineri se despart, iar asta schimbă ordinea lucrurilor. Din distribuție fac parte numai puțin de 11 actori. Scurtmetrajul este regizat și produs de Cristi Toporan după un scenariu de Doina Rusti. Reghineanca Raluca Straia joacă rolul lui Mari. Filmările au avut loc vara trecută. Da, telefonul nu părea așa de... Te așteptai să fii o tanti, nu? Și până la urmă, al cui era telefonul? Al maică-mi. L-ai găsit? Da. Ăla nu e Paul? Hai să merg. 35 Minutes After a fost preferat de juriul de specialitate în fața altor producții din India, Cehia sau Statele Unite. În concurs, la diferite categorii, au intrat filme din 11 țări.